El răspunde odată pe calea administrativă pentru ceea ce a făcut. Lucrurile sunt foarte simple. Cine a greșit, plătește. Este în cercetare, după știința mea, a dat nota explicativă, este în cercetare de către șefii ierarhici direct superiori pe care îi are el și răspunde pentru faptele lui conform cu regulamentul și regulile pe care le avem în primărie. Mașina de serviciu se folosește în interes de serviciu. Atâta timp cât nu este în interes de serviciu, mă rog, din câte am înțeles, dumnealui s-a dus să alimenteze mașina pentru că de luni era în concediu. Asta este explicația pe care a dat-o. Mașina de serviciu se folosește în interes de serviciu și atunci când este strict necesar pentru serviciu, nu în afara serviciului.